Săptămâna viitoare, cel mai probabil joi, vom inaugura în sfârșit pasajul de la Ciochiuța. Așa cum bine știți, lucrările au început în urmă cu mai bine de 20 de ani, au fost întrerupte de câteva ori și noi am promis în campania din 2008 că se vor finaliza aceste lucrări. Urmarea demersurilor pe lângă guvern și, sigur, cu sprijinul guvernului, banii au fost alocați, s-a încheiat un nou contract și iată că, în sfârșit, pasajul a fost finalizat. O să vă rog să-mi permiteți să urez și eu tuturor mehedințenilor sărbători pascale cu liniște, cu bucurie în suflet și fie ca lumina învierii să ne facă mai buni. Lucrările la pasajul Ciochiuța au început în urmă cu aproape 20 de ani. Pe parcursul celor aproape două decenii, lucrările au fost întrerupte din diverse motive. Reluarea lucrărilor a fost posibilă după ce Guvernul României a cerut reluarea licitației. Pasajul de la Ciochiuța este cel mai mare obiectiv de acest gen din Mehedinți, având peste 400 de metri lungime.